familie. Reglezi oglinda, scaunul și ai grijă să nu dai cu fundal. Tu adevărința aia ce-ți spui, să-i angajat. Atât, mă! Ca să-i dea concediu medical, mă. Păi tocmai și când îi dă concediu medical și nu poate să-i plătească, nu, și intră în sistem și nu are toată... Ce are, mă, ce asigură, cum, că i s-a angajat în septembrie. Nu știu ce mai fi în sielul ăsta, nu, ți-am zis, Doamne ferește, nu e că zic eu. Și rămâne acum la latitudinea directorului, dacă îi dă sau nu, și în bulău atunci nu i-a dat. E problema lui, eu v-am zis ce... Da. Așa, și în al doilea rând, am zis că terminăm, am terminat contract. Deci, da, da, și să, nu știu... Păi gând... că toată viața asta, mă, să vă opresc vouă de-astea. Și cred că să-mi, poate, să-mi dați o adresă de aia, să o duc, să nu mai facă iar pop oprire banca și adresă să ia. Dă-le, că m-am săturat, mă. Da. Dumneavoastră, dar eu... Plătiți-le, măi, frate. Măcar așa că de 50 de lei pe... Ce să plătești? Păi, dar nu trebuie să-i duci pe toți odată. Când, și nu-și mai trimite de-asta. Dacă plătești o sumă din, ei, nu-ți mai trimite să te oprească. Credeți? Da. Deci dacă eu plătesc nițel de ea... Păi da, dar nu plătești acum ianuarie și până tu nu mai plătești deloc până 2 ani. Hai zău, plătești în fiecare, la 3 luni, la cât poți tu, câte... Păi degeaba dacă mi-a făcut asta. Acum, la revedere, fi... pentru de ce mai ai luat târziu. Omul pe aici? Ca să stai la semafoare? Pentru mai târziu, să știi, nu mai fac, deci deja... Mai târziu, mai doamnă. Știu, Gigele, nu mai, deja... Nu... Eu doar să știu de amenda aia, de mă... Nu știu, ce a mea? Că ce a mea, dar n-a niciun caz. Păi și a mea nici atât. Că nu fi, uite, rezolvați-mă odată. Păi ce, ce, ce trebuie să rezolvă, ce știu eu, când a luat el amenda? Pe 8 a 10, m-am uitat și eu acum, pe 8 a 10, a mers fără robinet. M-am uitat și eu acum. Și 570 e impozitul pe mașina aia. Măi, radiat, băi, eu când, când sincer îți spun, când plătesc da, în fiecare lună așa, mă. Să stau, trebuie să țin minte și să țin conturile minte și toate astea s-a fit datorii. Dă-le Dumnezeu lui de treabă. I-a spus el lui director și o să-i spun. Așa a rămas una, zice că Iuliana, că e cineva pe mail să vină, zic să vină Iuliana, dar zic că nu s-o fi rău, poți să vină și tata mare, că cum se angajează și pleacă. Ce să vină? A zis că e cineva, că vine la interviu. Pe ce? Pentru ce? Pentru contabil. Și ce a zis că să susțină? De cât, băi, păi, mai a zis el, mă, director. Doamne! Mai lăsați-mă. Ai, mă, nu mai faceți așa, mai Gigele. Nu mai ziceți deloc. Măi, doamna Necuț, ne luăm de dimineața aceea, parcă n-am ști. A, și da. Dacă ea zic, da. Ce dacă? Da, exact. Exact. Îți bagă pe aia, dar câte pierderi ți-a făcut. Nu mai o pui pe ailaltă, bă, asta nu i-a zis-o, dar eu zic. Nu veni de 1 martie cu ceva, eu zic. Zic eu că face parte din bunelor maniere. Dar decât de silă, cuiva să-i dai din plăcere ceva, asta este omenesc, firesc.